Bună ziua! Mă bucur să ne vedem azi la o nouă resursă. Mă numesc Pellegrini Lilă și vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 7-a. Azi vom vorbi despre ecuații de forma ax plus b egal 0, unde a și b sunt numere reale. De asemenea, vom vorbi despre mulțimea soluțiilor unei ecuații și vom clarifica ce înțelegem prin ecuații echivalente. Să ne apucăm de treabă. Prima dată să vedem un exemplu simplu care totodată prezintă și o modalitate de a rezolva o ecuație. Observați această ecuație x minus radical din 2 egal 3 radical din 2, la care am adăugat propoziția adevărată radical din 2 egal radical din 2. Dacă adunăm aceste două relații, ne rămâne x egal 4 radical din 2. Am și rezolvat prima ecuație din resursa noastră. Haideți să facem o mică recapitulare. Vă propun aici câteva ecuații simple pe care deja sunt convinsă că știți să le rezolvați pe baza cunoștințelor voastre din clasele precedente. La prima ecuație, 3x plus 17 egal, 3 plus x egal 17, x ne dă 14. La a doua ecuație, printr-o simplă împărțire, aflăm că x este 5. La a treia ecuație, facem și o împărțire cu 2 și și o scădere și aflăm că x egal 1. Și la a patra ecuație avem două operații de efectuat, o scădere și o împărțire cu 2. Sunt ferm convinsă că toate exercițiile le-ați făcut foarte bine. Să vedem de fapt ce sunt ecuațiile. Ecuațiile putem să spunem că de fapt reprezintă niște egalități. Dacă vă uitați la toate aceste exemple, observați că peste tot apare semnul de egal. Ce înțelegem prin soluția ecuației? Soluția unei ecuații sunt acele numere reale, x, care verifică egalitatea noastră. Să ne aducem aminte acum și ce înțelegem prin ecuații echivalente. Ecuațiile echivalente sunt două ecuații care au aceeași soluție. Și ce presupune, de fapt, rezolvarea unei ecuații într-o mulțime de numere? Presupune să aflăm toate soluțiile care fac parte din mulțimea dată. Aveți aici diferite exemple de ecuații. A, B și C sunt numere reale. Sunt situații când A nu poate fi egal cu 0, după cum vedeți. Unde ecuațiile presupun una sau chiar mai multe operații pentru a le rezolva. Și să trecem acum la niște exemple în care apar numere reale. O să vă rog să încercați să rezolvați pe rând toate aceste ecuații. Puteți să opriți filmulețul și să rezolvați aceste ecuații. Nu uitați că la fiecare dintre ele apare o mulțime a soluțiilor. Deci soluția ecuației trebuie să fie din această mulțime. La prima ecuație este foarte simplu, înmulțim cu minus 3 și x ne dă minus 3 radical din 2, care este o soluție corectă, face parte din mulțimea soluțiilor. Dar uitați-vă la a doua ecuație, unde după ce l-am aflat pe x ne-a dat minus radical din 3, care nu este un număr întreg, deci în această situație putem să zicem că soluția este mulțimea vidă. La ecuația cu modul avem două soluții, dar din moment ce s-au cerut soluțiile doar în mulțimea numerelor reale negative, numai minus 2 radical din 5 este soluție. La această ecuație rezolvăm ecuația și obținem minus 2 radical din 3, dar minus 2 radical din 3 nu este număr întreg, deci x aparține mulțimii vide. La ecuația aceasta, 2 radical din 7x egal 4,
împărțim cu 2 și cu radical din 7 și raționalizăm acest rezultat, obținem 2 radical din 7 pe 7, la această ecuație efectuăm o scădere și ne dă 4 minus 2 radical din 7, la următoarea ecuație obținem x egal minus 11 și la ultima x egal 6. Cum? La aceste 3 ecuații, la toate x trebuia să aparțină mulțimii numerelor reale, ori în această situație era număr natural, înseamnă că toate aceste soluții sunt corecte. Să vedem puțin mai în detaliu cum am rezolvat această ecuație. Păi, pornind de la această ecuație, am scăzut din ambele părți ale ecuației pe minus 2 radical din 7. Și astfel am ajuns la x egal 4 minus 2 radical din 7. De fapt, cele două ecuații care sunt aici sunt ecuații echivalente. Cum putem să obținem ecuații echivalente? Prin adunarea la ambele părți ale unei ecuații a unui număr real nenul. Astfel obținem o ecuație echivalentă cu cea dată. Dar nu este singura metodă, pentru că dacă studiem iarăși ecuațiile pe care tocmai le-ați rezolvat, în ecuația asta, dacă îmbulțim cu minus 3, obținem că x egal minus 3 radical din 2 și mulțim cu minus 3 ambele părți ale ecuației, sau în această ecuație împărțim cu minus radical din 15 ambele părți ale ecuației și obținem x egal minus radical din 3. Mai există o modalitate de a obține ecuații echivalente și anume înmulțim ambele părți ale unei ecuații cu un număr real nenul. Să vedem niște exemple, iarăși o să vă rog să încercați să le rezolvați singuri. Primul pas deja l-am sugerat la absolut toate cele trei ecuații și să vedem acum și rezolvarea. La prima ecuație, prima dată am adunat 4 la ambele părți ale ecuației. Pe urmă am împărțit cu radical din 3, dar noi știm că împărțirea cu radical din 3 de fapt înseamnă înmulțire cu 1 pe radical din 3 și astfel am obținut o soluție care este număr real, deci este corect. În a doua ecuație, prima dată am adunat radical din 3 la ambele părți ale ecuației și am ajuns la 3x egal 3 radical din 3, după care am împărțit cu 3. Împărțirea cu 3 înseamnă înmulțire cu 1 pe 3, deci x egal radical din 3. Și la ultima ecuație, prima dată împărțim cu radical din 2, care conduce la ecuația x plus 3 egal minus radical din 4 și pe urmă scădem 3 din ambele părți ale ecuației, iarăși vă aduc aminte că scăderea numărului 3 de fapt înseamnă adunarea numărului minus 3 și astfel obținem x egal minus 5. Desigur, pe parcurs ne-am folosit de ideea că radical din 4 este 2. Să vedem acum alte 3 ecuații, exact la fel ca și până acum, vă invit să le rezolvați. Și haideți să ne verificăm. În prima ecuație am aplicat proprietatea unei proporții, produsul extremelor egal produsul mezilor. Am scăpat de paranteze, adică am aplicat distributivitatea și am rezolvat ecuația. X ne-a dat minus 23 pe 5. În a doua ecuație am adunat 2x la ambele părți ale ecuației și am scăzut 1,75 din ambele părți.
Astfel, de fapt, termenii cu x sunt pe aceeași parte și termenii fără x sunt pe cealaltă parte. Efectuând operațiile, obținem minus 3x egal minus 14, de unde obținem soluția x egal 14 pe 3. Și la cea de-a treia ecuație am adunat x pe ambele părți, de unde am obținut că minus x egal minus 4 radical din 11 și înmulțind cu minus 1 obținem x egal 4 radical din 11. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, să ne vedem la o altă resursă. La revedere!